spun cu totul altceva. N-am să prea răspund la întrebarea domnului profesor și am să fac o mică paranteză. Și am să încep cu o lecție pe care o găsim în cărțile cum să faci să ai succes într-un curs plicticos de 2 ore, să mai spui și o glumă cu toată lumea cască la ora 8:30 seara după 8 sau 10 ore de serviciu. Și o să vă spun o glumă a generației mele, comuniste, ceaușiste, pentru că atunci am avut plăcerea de a studia. SIDA, boala secolului al XX-lea, deci e o glumă din anii 80. Nu va face ravagii, spuneau specialiștii, la 2 nații, la japonezi și la români. Japonezii pentru că erau deja în secolul următor și românii pentru că erau încă în secolul al XIX-lea. Eu am să fac o rectificare la această glumă. Și am să spun că am parcurs, unii spun, o jumătate de secol în ceea ce privește evoluția societății oarecum stagnante din multe puncte de vedere, în afară de cărțile de sertar, timp de 50 de ani. Și am să spun că în domeniul comunicării și în domeniul pe care celebrăm astăzi, în vieții universitare și al cercetării, s-a făcut un salt și s-a trăit o întreagă etapă istorică accelerând ritmurile și probabil specialiști în publicitate vă vor spune același lucru, iar eu vă voi spune și în asta constă și specificul activității mele, pentru că suntem într-un moment retrospectiv, vreau să vă spun că și facultatea noastră, o spun pentru tinerii studenți, împlinește un sfert de secol de existență, 90, imediat după evenimentele din decembrie, s-a înființat cea mai tânără facultate a bătrânii universități din București. De atunci s-a mai înființat încă una, cea de administrație și afaceri. Iar la facultatea noastră s-au înființat niște cursuri în secolul trecut de pionerat, precum studiile de gen sau gen și mass media. Între timp au apărut programe integrale la SMSPA de pildă, dar la noi sau la științe politice, doctorate în studii de gen. Această paranteză pentru a vă spune că mă ocup din 92 de gen și mass media și din punctul de vedere a activității academice, de analiza discursului și semiotică. Domnul profesor Petru a făcut această introducere corelând persoane cu discipline. Din punctul de vedere al evoluției instituției, că întotdeauna un aniversar este și un moment de bilanț. Trebuie știut că au fost parcurse în acest sfert de secol cele 3 etape de creștere academică, de la un program de licență 3 în jurnalism, PR și publicitate, de la un program de masterat în 1995 la 9, în momentul de față, cu 2 din străine, integral în engleză și integral în franceză, în ultimii ani și școala doctorală în științele comunicării din 2001 s-au susținut numeroase teze, printre care și ceea ce amintea domnul profesor, presa online și felul în care jurnaliștii, dar și publicul, interesant capitolul de sociologia receptării, au parcurs aceste etape, uneori seisme, alteori lente evoluții. Mă bucură foarte mult că argumentarea aceasta în termen de cifre și consum îmi dă sau ne dă, pentru că prezența în public este, dacă nu paritar, majoritar feminină, ne dă apă la moară, pentru a sabota prejudecata inabilității tehnologice sau lipsei de apetit a femeilor pentru tehnologie. Iată, și la consum, chiar și în inserția profesională, internetul nu ne sperie, este utilizat,
și pentru a preda ștafeta, și mulțumim-vă pentru atenție, aș ruga-o pe doamna Madalina Moraru să ne vorbească despre această corelație în cadrul domeniului publicitate.